Salut! Noi deseori întâlnim în stradă construcții haioase sau chiar fără logică. Primele nici nu merită atenție, iar cele fără logică te fac să-ți pui întrebarea. Sunteți nebuni? Însă uneori nici nu intuim cât de înșelătoare poate fi fațada și ce se ascunde în interior. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! E greu de imaginat că această macara portoară pe un șantier naval abandonat în Amsterdam de fapt e un hotel premium. E Faralda, unul dintre cele mai scumpe și unice hoteluri din lume. În anul 2011, omul de afaceri Edwin Corman Rudy a decis să cumpere o macara veche din inima Olandei, care nu mai funcționa și să realizeze o idee bună. Restaurarea a durat 7 ani. În proiect au fost implicate circa 100 de companii diverse, iar pentru fiecare din cele 3 camere de lux s-a cheltuit circa 1 milion de euro. Nu e de mirare că costul unei nopți începe de la 1000 de euro, dacă te decizi. Iată încă un exemplu de clădire în care ai nevoie de sănătate și pregătire fizică ca să te afli în interior. Totul pentru a petrece aici o singură noapte. În fața ta e un hotel creat de un cuplu de alpiniști. Capsula de sticlă pe vârful stâncii din Peru, fiecare cabină e proiectată pentru 4 oameni și e foarte confortabilă. În interior găsim 4 comode, iluminare datorită razelor solare, la fel și o toaletă. Însă ca să ajungi în această capsulă, turiștii urcă 400 de metri. Suma unei astfel de plăceri e de 550 de dolari, însă iubitorii de călătorii spun că se merită, minim pentru priveliște. E o navă cosmică sau o sculptură conceptuală? Nu, această casă sub formă de cupolă se află nu departe de unul din orașele Statelor Unite ale Americii. Indiferent de formă, clădirea este dotată cu tot necesarul vieții și include 4 dormitoare, 5 băi, un living room mare, bucătărie, sufragerie și spălătorie. Suprafața totală constituie 370 de metri pătrați. Apropo, casa e de vânzare. Poți deveni proprietarul ei pentru o sumă deloc modestă, 650.000 de dolari. Istoria acestei case, ascunsă în mijlocul unei stânci în deșert, vine încă din anul 1993. Anume atunci, Jay Dolittle, împreună cu soția sa, a început să o construiască. Din exterior, seamănă cu carapacele unui animal, însă încă și mai mult uimește atmosfera din interior. Însă dacă ții minte interiorul casei Flintstones, diferența e doar în dispozitivele moderne și decorațiuni. Suprafața totală e de 430 de metri pătrați. 3 dormitoare, 5 băi, living room, bucătărie și sufragerie. Casa originală deja a fost numită un exemplu de arhitectură organică modernă. Dacă întrebăm de o persoană cum arată o casă pentru suflet, cel mai probabil va arăta așa. Astfel de construcții se numesc sub formă de litera A. Nu mai trebuie să explicăm. Această casă pentru oaspeți e situată în New York. E greu să crezi că încap 4 maturi și 2 copii. Însă cel mai frumos nu e forma nici dimensiunea, ci ferestrele panoramice și un balcon mic și cozy. Poți să petreci aici timpul și să dormi sub cerul înstelat cu 440 de dolari.
Canadienii continuă să se uimească și în comparație cu altele, această casă pentru păpuși are o istorie tragică, dar hai pe rând. În anul 2006, pictorița Heather Banning a restaurat o casă de fermiere abandonată în care nu a trăit nimeni de câteva decenii. A pus mobilă din anii 60 și a schimbat pereții din partea nordică cu sticlă organică. Instalația a existat ca un monument al copilăriei și decădere a fermei timp de 6 ani, până când Heather nu a ars rezultatul muncii sale. Ea a afirmat că astfel s-a închis cercul vicios, de la ruine la operă de artă și din nou la ruine. Să construiești o casă de $1000 în unul dintre cele mai populate metropolitane din lume, singur nu am fi crezut dacă nu am aflat despre proiectul unui locuitor din China de 24 de ani. În anul 2010, Dai Hi-Fi a construit o casă din bambus sub formă de ou. A construit-o timp de 2 luni cu ajutorul prietenilor. După cum spune autorul, banii care îi economisește pe chirie și drum spre job îi cheltuie pentru un abonament la bazin unde face duș, pentru că în studioul lui nu este o baie și nici bucătărie. De asta mănâncă în cafenea, însă cum s-ar spune, principalul e că are unde dormi și e casa lui proprie. Pentru noi, bunkerul e ceva rău, întunecat, o încăpere sub pământ cu mucegai și șobolani. Cine știa că pot fi și așa? Se propune ceva sau pentru a supraviețui sau un pic mai luxos. Bunker luxos. Ți-ai imaginat așa ceva? Costă $3 milioane și are un adevărat set de servicii. Mâncare pentru o persoană pentru 3 ani, formare obligatorie, design interior la comandă, acces la internet, dormitor, baie, hidromasaj, jacuzzi. Sorry băieți, asta nu e funny. Crezi că apartamentul tău e prea mic? Doar privește-l pe Greg Lon, care a transformat un container pentru gunoi într-o casă cu bucătărie, toaletă și dormitor. Americanul creativ a tăiat, a făcut un geam și ușă improvizată, a pus roți, iar pe acoperiș rezervor pentru apă. Asta nu e tot, în interior este duș și chiar loc pentru grill. O idee tare faină! Când doi arhitecți talentați lucrează împreună, e destul de greu să nu te îndrăgostești în ceea ce fac. E proiectul a doi sculptori din New York, Alex Schroeder și Ord Shelley. Clădirea conceptuală, care are mai mult de 13 metri, e numită Reactor și se află în Columbia. Casa e instalată pe o coloană cu o înălțime de 4,5 metri și poate să se rotească la 360 de grade în dependență de puterea vântului și de mișcarea oamenilor din interior. Chiar dacă e o construcție neobișnuită, e funcțională. Casa e împărțită în două zone, fiecare din ele are un living și workspace, bucătăria cu frigider și aragaz, ba chiar un balcon. Unicul spațiu comun e baia care se află la mijloc. Apropo, autorii proiectului au trăit acolo 5 zile și au spus că e precum ai trăi pe o navă, pe mare sau în cosmos. În ziua de azi, construirea caselor neobișnuite e ca o regulă și nu excepție. De aceea, această casă poate părea banală, însă doar la prima vedere. E o casă unică eco. Proiectul pilot experimental a fost implementat de arhitectul italian Roberto Rossi. A fost o comandă specială. Ideea principală constă în crearea unei case autosuficiente. Datorită rotirii în jurul axei sale, este asigurată cu energie, bateriile solare de pe acoperiș permit obținerea volumului necesar de căldură, lumină, ventilare în loc de utilizare a energiei electrice, iar rezervorul pentru colectarea umidității după ploaie compensează lipsa de instalații sanitare. Poți decide că în interior totul e primitiv, dar așteaptă, oferă o șansă. Te întreb, unde e restul casei? Casa e pe dietă? Asta e. Să nu o subestimezi, de fapt, funcționalitatea clădirii uimește. Posibil va fi greu să treceți ambii pe un coridor, însă în rest e mult spațiu. Aici găsești living, bucătărie, 2 dormitoare, 3 băi, chiar și o spălătorie și noi credem că e construită conform principiului cortului din Harry Potter.
Poate că, de departe, construcția arată ca o machetă, însă de fapt reprezintă întruchiparea reală a spiritului urbanismului. A fost proiectată de arhitectul israelian Moshe Safdie în anii 60 a secolului trecut. Sistemul reprezintă 354 de cutii de beton conectate între ele și o greutate de 90 de tone. Are o suprafață de 55 de metri pătrați. Autorul spune că ideea principală constă în edificarea unei case cu apartamente noi. El într-adevăr a conectat tradiții și stiluri diferite și a inspirat o viață nouă caselor cu multe apartamente. Cum să dai cumva de înțeles că trăiești în Texas fără să spui că trăiești în Texas? Faci o poză la această cizmă de 10 metri. Să nu crezi că e o odă în cinstea cowboy-lor locali. În fața ta e o casă de locuit. Tehnic sunt 66 de metri pătrați locuibili. Designul din interior e rustic. Sunt două dormitoare, living și bucătărie. Autorul art obiectului neobișnuit e locuitorul orașului Housewell, pe nume Dan Phillips. La construcție utilizează materiale reciclabile. Apropo, chiria casei e de $1,200 pe lună. Pentru prețurile din Housewell, e scump. E posibil să visezi o țară ca în poveste nu doar când pleci la Disneyland, dar și pe coasta Canadei. În fața ta e încă o moștenire a doi pictori, a familiei compusă din Catherine King și Wayne Adams. E un proiect eco-inovativ în care au trăit cei doi soți având grijă de natură. Sursa de apă vara e cascada de alături, iarna apa ce provine de la ploi. Complexul constă din 12 case legate între ele prin platforme, bucătărie, atelier de artă, o cameră cu plante, un far și chiar ring de dans vopsită în roz și turcoaz. Cântărește construcția cam 500 de tone. Cine nu a visat în copilărie despre o căsuță pe copac? Oare nu? În orice caz, Tom Chadley a creat una și la sigur nu te va lăsa indiferent. El a numit căsuța Sfera Spiritului Liber. Chiar dacă seamănă cu o sculptură decorativă modernă, de fapt mingea e cu mult mai ergonomică. Sfera e proiectată ca o casă adevărată. În interior este un pat, zonă de luat masa, tehnica necesară, baie, încălzire și lumină. Ca să vizitezi acest loc, nu e numai decât să achiți o sumă mare. Poți arenda căsuța pe un weekend. O noapte într-un astfel de loc va costa aproximativ $400. Depinde de ce se află în interior. Aici designerii au construit ceva pentru cei curajoși și gata pentru experimente. O casă confortabilă cu ieșire la mare, fără vecini nepoftiți, pentru un preț modest și toate comoditățile. Da, există! Casa se află în golful Chesapeake din Statele Unite ale Americii și acum e deținut de familia Gonzalez. În anul 2005, familia a cumpărat un far abandonat pentru $31,000 și cu timpul l-au transformat într-o casă luxoasă. În interior este bucătărie, dormitor și un loc pentru relaxare. Casa în mijlocul mării e dotată cu fosă septică autonomă, iar bateriile solare oferă locuitorilor electricitate. Diferența constă doar în faptul că până acolo ajungi cu barca și nu cu automobilul. Fii de acord, e ceva deosebit. Nu te mira că acest crab încă nu a fost mâncat, e imposibil. El e făcut din oțel inoxidabil. Instalația e situată pe malul lacului Yanchan din China și joacă nu doar un rol estetic, ci și practic. Crabul de 16 metri protejează clădirea muzeului ecologic de sub el de la vânt sau furtuni. Îți imaginai în copilărie cât de fain ar fi să găsești în camera ta un pasaj secret? Astăzi, pentru mulți, nu e ceva pentru diversitate, ci o necesitate practică. Desigur că o asemenea încăpere poate fi utilizată în multe scopuri, însă principalul e securitatea obiectelor, dar și în cazuri extreme a vieții. Poți să crezi că e o casă din film? Însă cel mai probabil deja ai înțeles că e reală. Ea a fost construită de designerul George Pyle pentru părinții săi, a căror casă a fost distrusă de furtună cu 30 de ani în urmă. Cupola de monolit are o lățime de circa 24 de metri și o înălțime de circa 10 metri. Suprafața totală a casei e de 500 de metri pătrați. Trăsătura specifică a construcției e faptul că e protejată de furtuni.
După cum am aflat, poți construi un hotel chiar și dintr-o macara portoară. Ce zici de un complex spa pe teritoriul unui fort maritim? Fortul Speedbank a fost construit cu un secol în urmă împreună cu alte trei forturi în strâmtoarea engleză Solent. Cândva, construcția avea rol de un exemplu maritimo-militar, la mijlocul secolului 20 și a asistat activitatea și a fost abandonată circa 30 de ani, până când nu s-a decis să facă din el un muzeu și doar în 2009 a fost vândut cu 1 milion de lire sterline, creând un hotel luxos cu 3 etaje. Doar că în 2020 complexul și-a suspendat serviciile și la scurt timp a fost scos la vânzare împreună cu celelalte 3. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Scrieți în comentarii care casă v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!